Domnilor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Municipalitatea a acordat 680.000 de lei pentru activitățile și spectacolele care vor avea loc în Piața Unirii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Suma a fost alocată Teatrului Municipal, care va organiza toate aceste evenimente timp de o lună. Dacă micuții vor avea la dispoziție televiziunea magică a lui Moș Crăciun, cei mari vor putea vizita târgul de obiecte tradiționale. Consilierii municipali focșeneni au aprobat în ședință de Consiliu Local suma necesară festivităților ce vor avea loc timp de o lună în centrul municipiului Focșani. Este vorba despre 680.000 de lei. Trimiterea acestor bani către Teatrul Municipal nu s-a făcut fără discuții, opoziția afirmând că suma este prea mare și că jumătate din ea ar trebui păstrată. Cred că cuantumul acestei sume este un număr prea mare în raport cu celelalte necesități și cu strângurile care ar putea să mai apară până la sfârșitul anului. Mai este aproape o lună de zile, vremea nu ne întreabă dacă mai avem bani în buget sau nu, așa încât eu aș considera că o diminuare a acestei sume este mai mult decât oportună. Dacă luăm și în istoric, în anii trecuți am alocat sume și pentru Revelion, și pentru televiziunea copiilor, așa cum se dorește și acum, și pentru iluminatul public, dar nu cred că am ajuns la semnul quantum. Eu aș propune colegilor să avem în vedere o diminuare a sumei. Eu știu, consider că 300 de lei ar fi absolut suficient pentru ce se dorește a face. Toate cheltuielile de sărbătorile de Crăciun au costat 350 de lei. Cu această cheltuială de 680 de lei, nu știu dacă e oportun atât de mare. Mă gândeam și eu la o diminuare, undeva pe la 300 de mii de lei. Mi s-ar părea cât de cât justificată. Și dacă cineva din aparat ne poate da și nouă câteva detalii referitor la aceste cheltuieli care se vor face de 680 și cum s-au calculat. Directorul Teatrului Municipal a fost cel care a oferit informații despre cum vor fi cheltuiți acești bani. Având în vedere succesul pe care l-a avut această caravană a lui Moș Crăciun, televiziunea copiilor anul trecut, ne dorim ca anul acesta, într-adevăr, să putem aduce și câteva vedete de prim rang ale muzicii din România și, bineînțeles, să aducem cât mai multe obiceiuri și tradiții populare pe această scenă și în acest area. De asemenea, cred că și produsele noastre tradiționale de aici, din Vrancea, trebuie să aduse în Focșani, care este, sigur, centrul și capitala județului și în care cred că poposesc cei mai mulți oameni veniți de prin alte părți și pot lua contact în mod direct cu aceste obiecte specifice Vrancei. Cu 14 voturi pentru, proiectul a trecut de Consiliul Local și a fost aprobat. Cu aceeași ocazie, primarul Dece Balbacinski a reamintit de deschiderea orășelului copiilor care va avea loc la acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă, la ora 18, dorim să aprindem luminile și să deschidem orășelul copiilor. Sper că cu toată vremea asta așa cum este, poate reușim și sunt convins că vom reuși să terminăm tot în viața comunitatea. Moș Crăciun și ajutoarele sale vor fi prezenți în Piața Unirii din Focșani în fiecare weekend, începând cu Sfântul Nicolae și până în ianuarie de Sfântul Ion, respectiv în perioada 6 decembrie 2014-5 ianuarie 2015. Copiii vor fi invitați să participe la karaoke, muzică, jocuri interactive, concursuri de dans și poezie. Nu vor lipsi cadourile surpriză pentru toți cei care vor veni în Piața Unirii la televiziunea magică a lui Moș Crăciun. Aici toți copiii vor fi transformați în mini-vedete, vor fi filmați și fotografiați pentru ca aceste momente să rămână amintire peste ani. Iarna și-a intrat în drepturi la noi în Focșani încă de la începutul lunii decembrie. Autoritățile locale nu au fost luate prin surprindere, însă oamenii sunt afectați de situația în care se circulă pe trotuar, acestea devenind adevărate patinoare. Străzile din municipiul Focșani s-au transformat într-o mare de gheață. Dacă prin zona centrală se circulă cât de cât bine, pe străzile laterale îți trebuie mult curaj ca să te deplasezi. Trecătorii dau vina atât pe autorități cât și pe cetățeni. Potrivit! Nu foarte bine, dar se circulă. Cu mașinile presupun că e mai greu. Dar pe tot trotuare totuși este gheață. Este. Așa e iarna. Binișor! Oricum nu e ca la noi. Noi suntem de la țară, din la Vrâncioaia, din partea aia. La noi e mai grav. Totuși pe trotuare e destulă gheață. Puțină gheață, da. Este, da. Gheață, da. Da, bine. Cum vi se pare că se circulă prin oraș? Cam condiție de iarnă.
Trotuarele, cum vi se par, sunt curățate? Nu prea, dar poate că e timp de acum. Ce credeți că ar trebui să facă autoritățile? Sau a cui e vina pentru că trotuarele sunt pline de gheață? Nu autoritățile trebuie să facă, trebuie să facă cei care le aparțin trotuarele. Cei care sunt plătiți ca să curețe trotuarele. Nu există la primărie angajați destui care dă bani la cei care trebuie să curețe pe trotuarele și străzile. Gheață, e gheață și zăpadă multă. Nu se vede mâna de gospodar. Mai ales în cartiere este crimă și pedeapsă. Eu nu văd și jale. Instituțiile publice, agenții economici, persoane juridice și asociațiile de locatari, precum și cetățenii, au obligația să asigure îndepărtarea zăpezii și gheții de pe trotuare din dreptul clădirilor în care își desfășoară activitatea sau locuiesc. Oamenii legii vor face controle în cartierele din oraș pentru a vedea cine și-a curățat trotuarul. Cei care nu respectă regulamentul sunt pasibili de amenzi. Conform acestei hotărâri de la Consiliul Local 63/2002, sancțiunile, deocamdată noi mergem să atragem atenția, să le facem cunoscut, urmând, după termenul care l-am dat, să revenim și să vedem fiecare cum și-a făcut curățenia în zona respectivă. Pentru cei care refuză și nu vor ca să și, se achite de obligațiile care le au, suntem obișnuiți să aplicăm sancțiuni contravenționale, care constau în amenzi pentru persoane fizice conform articolului 5 litera F din hotărârea de Consiliul Local 22, amenda este de la 100 la 300 de lei, iar pentru persoane juridice conform articolului 4 litera N, amenda este între 500 și 1000 de lei. Noi sperăm să nu ajungem la amenzi și la astea și fiecare să înțeleagă că trebuie să facă cineva și curățenia aceasta. Meteorologii anunță încălzirea vremii. E singura speranță ca zăpada murdară și gheața să se curețe. Dar nu de către cei care au obligația să facă asta, ci pe cale naturală prin dezghețare. Contribuabilii care obțin venituri din chirii au obligația să înregistreze contractul de închiriere la organul fiscal în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părți. Odată cu înregistrarea contractului, contribuabilii au obligația de a depune și declarația privind venitul estimat. În cazul în care bunul închiriat este deținut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliu. Documentele se vor prezenta în copie și original. După verificarea realității datelor de către funcționarul public de la ghișeu, actele în original se restituie contribuabilului. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare, datorează plăți anticipate în contul impozitului pe venit. Plățile anticipate se efectuează până pe data de 25 a ultimei luni din trimestru, cu excepția lunii decembrie, când plata se va face până pe data de 21 decembrie. În condițiile în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, plata obligațiilor se va face până în ziua anterioară datei de 21 decembrie. Anul acesta este 19 decembrie. Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor potrivit legii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinței bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. Actorii Teatrului Odeon din București vor fi prezenți la Focșani pe 8 decembrie. Liniște, sărut, acțiune este o comedie care l-are în distribuție pe Pavel Bartoș. Spectacolul va fi găzduit de Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani pregătește iubitorilor de teatru și muzică câteva surprize. În ziua de 8 decembrie va fi pusă în scenă la Focșani comedia Liniște, sărut, acțiune, având în distribuție pe Pavel Bartoș. Ateneul Popular în luna decembrie acestui an pregătește o serie de activități, de spectacole, să spunem așa, cadouri pentru publicul din Focșani. Astfel, pe 8 decembrie, am invitat de la București Teatrul Odeon cu un spectacol excepțional în care îl vom vedea sau revedea pe Pavel Bartoș, este protagonistul principal al acestui spectacol. Spectacolul se numește Liniște, sărut, acțiune. Cum spuneam, spectacolul are loc pe 8 decembrie, începând cu ora 19, și întreaga echipa Teatrului Odeon este încântată să vină din nou la Focșani după
câțiva ani de absență, Teatrul Dona a mai fost prezent la gale teatrale. Un spectacol, o comedie, de fapt, savuroasă. Vom fi martori unui, să spun așa, unei acțiuni de cum se întâmplă pe un platou de filmare. Totul este în concepția regizorală a lui Peter Kerek. Totul este o comedie savuroasă și sperăm ca publicul să guste din plin acest spectacol al Teatrului Odeon. Și de Crăciun, Ateneul vă așteaptă cu un spectacol deosebit. Tot în luna decembrie, pe 15 decembrie, începând cu ora 19, pregătim deja, suntem în faza de finalizare a programului concertului de Crăciun, concertul tradițional de Crăciun al Orchestrei de Cameră Unirea. De 3 ani încoace dorim să aducem atmosfera, să spunem, vieneză, dar și colinde românești interpretate atât vocal, dar și instrumental, de asemenea cântece de Crăciun internaționale într-un spectacol pe care îl pregătim cu drag pentru publicul focșănean. Vom avea și în acest an solidă opera națională, și anume Elena Dincă și Evelin Marinaș, soprane, și Andrei Lazăr, tenor. Conducerea muzicală aparține, ca de obicei, lui Vincent Gruger, iar regia și aranjamentele muzicale lui Marcel Stănciucu este echipa care a pregătit și a prezentat publicului focșănean în martie în acest an operata My Fair Lady. Biletele pot fi achiziționate de la sediul Ateneului. Asociațiile profesionale beneficiază de reduceri. Biletele sunt deja puse la agenția de bilete, atât pentru spectacol de teatru, cât și pentru concert de Crăciun. Se oferă reduceri pentru asociații profesionale și sindicate. Să spunem așa, un fel de Black Friday. Care este prețul unui bilet? Prețul biletului la spectacol de teatru este de 70 de lei sau 60 de lei, dar, repet, pentru asociații profesionale și sindicate, prețul va fi de 40 de lei. Iar la spectacolul de Crăciun, al Orchestrei de Cameră, prețul este 25 de lei, redus pentru elevi, studenți, asociații, 10 lei. Așadar, vă invităm și vă așteptăm să ne fiți oaspeți în aceste zile frumoase ale lunii decembrie. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și va ploa, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile se vor încadra în jurul valorilor de minus 1 grad și 0 grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!